Bună ziua și bine ați revenit în Comuna Cordun. În ceea ce privește starea investițiilor, vin acum în fața dumneavoastră și vă pot spune că din acest punct de vedere sunt foarte bucuros, întrucât zilele trecute și-a arătat intenția de a mai dezvolta o afacere, de a mai construi o fabrică la nivelul Comunei Cordun de încă o companie mare. Am purtat ceva discuții din toamna anului trecut cu dumnealor și în prima fază a anului, în luna februarie, de asemenea am mai purtat ceva discuții, dar acum, la sfârșitul lunii august, s-au concretizat 100% discuțiile și intenția este clară și de aceea vin în fața dumneavoastră și spun cu foarte mare plăcere și cu totodată cu bucurie faptul că începând din anul 2021, din primăvara anului 2021, se va mai construi o nouă fabrică la nivelul Comunei Cordun, o fabrică ce va mai oferi locuri de muncă pentru locuitorii Comunei Cordun și nu numai, și pentru zona metropolitană a municipiului Roman. Locuri de muncă binevenite, întrucât aceste locuri de muncă ne ajută în dezvoltarea localității și totodată aceste locuri de muncă pot încuraja venirea din afară a celor plecați, venirea lor care este binevenită alături de copii și alături de părinți și de bunici. Puteți detalia puțin, fără, înțeleg că există un grad de confidențialitate, dar până la acel grad puteți detalia de cam despre ce este vorba, pe ce zonă se va construi, cam câte locuri de muncă estimați? Nu pot să ofer detalii concrete la acest capitol, câte locuri de muncă vor fi înființate la nivelul Comunei Cordun. E clar că vor fi poate și 100 de locuri înființate, 100% nu pot să dau detalii. E o investiție care va fi axată pe o fabrică de pavaje și prefabricate din beton, care clar va oferi locuri de muncă, va oferi taxe și impozite la bugetul local și, de ce nu, prosperitate pentru comuna noastră și pentru zona metropolitană. Acest investitor a ales zona asta pentru că a găsit aici toate cele necesare, înțeleg, adică din punct de vedere al infrastructurii și a utilităților. Mă bucur în două secunde, mă bucur că am avut capacitatea să conving acest investitor că Comuna Cordun poate oferi un potențial extraordinar de dezvoltare a mediului privat și voi sprijini în continuare dezvoltarea mediului privat, pentru că consider că cheia succesului pentru dezvoltarea unei comunități, pentru dezvoltarea întregii societăți, este dezvoltarea mediului privat, crearea de locuri de muncă pentru locuitorii din zonă. Ați menționat cumva când vor începe efectiv lucrările? Lucrările vor începe efectiv în primăvara anului 2021. Acum, la momentul la care discutăm, se vor perfecta tranzacțiile imobiliare cu privire la locație și la teren, urmând ca în toamna acestui an și în iarna acestui an să fie efectuate toate diligențele pentru obținerea autorizației de construire la acest nou obiectiv binevenit din punctul meu de vedere pe raza Comunei Cordun.